Bună dimineața! Neața, popor! Este luni! E ploaie afară! Asta înseamnă da, primăvară! E încă luni dimineață, ca să fim mai exact. Da, știi că iar am zis februarie. No, de data asta n-ai spus februarie. No, încheiem subiectul. Ceea ce mă bucură enorm. Sigur că da. Dar de pe mine. Da, că se încheie în sfârșit anul chinezesc sau s-a încheiat în... Nu m-aș grăbi să fac asemenea declarații. Mai rămânem și vă recomandăm să rămâneți și pe durata acestei ore cu noi pe frecvențele Radio Noroc și pe toate televizoarele. Pe Noroc TV, sigur, așa, da. Bună dimineața și invitatului de astăzi. Aproape o tradiție în fiecare dimineață de luni și un subiect anume. Domnul Mihai Tașnic, șef centru de urgență Medpark, medic cardiolog. Bună dimineața, bună dimineața și bine ați venit. Bună dimineața, bine v-am găsit. Ca la școală aproape o să anunțăm și tema acestei emisiuni. Infarctul miocardic și aritmia cardiacă. Eu zic să debutăm și să pornim aproape cronologic și alfabetic acest subiect. Ce este întâi de toate infarctul miocardic? Da, deci este infarctul miocardic este o adevărată catastrofă cardiacă, o patologie acută care pune în pericol viața unui pacient. Cu părere de rău, tot mai des semnalăm la centrul nostru de infarct cardiologic, de infarct miocardic, tot mai des semnalăm infarct miocardic la vârstă tânără. Deci, la moment se constată o întinerire a acestei patologii, iată de ce este foarte important de abordat această patologie, de a o mediatiza, de a o face cunoscută și de a cunoaște nu doar cum se tratează un infarct de miocard, dar și cum se previne apariția acestuia. Dacă ne referim la definiția de infarct miocardic, este o patologie acută care apare datorită faptului că una din cele două artere sau ramurile ale acesteia care alimentează inima cu sânge, la un moment dat se închide acut, brusc. Cauzele din... Se blochează? Se blochează. Numai. Exact. Deci sunt mai multe cauze cunoscute în literatură de specialitate care ar duce la infarct miocardic. Principala cauză este totuși ateroscleroza arteriilor inimii și anume depunerile cele de calciu și de lipide care au loc pe parcursul întregii. Se îngustează... Da, treptat aceste artere se îngustează și este demonstrat că acest proces de îngustare de ateroscleroză începe chiar încă din etapa intrauterină de dezvoltare a omului. Deci, practic, omul începe a îmbătrâni odată ce este încă în dezvoltare intrauterină. Și în condițiile în care avem un pacient care nu respectă anumite norme, care are un mod de viață nesănătos, într-un anumit moment a vieții această placă aterosclerotică, această zonă de îngustare, acut se închide, se blochează cu un tromb din cauza unui spasm și aici e dimensionat anume originea infarctului de miocard din cauza consumului de droguri, fumatului, deci care sunt niște factori actuali. Acționează direct? Da, s-a demonstrat că consumul de aceeași cocaină, da, induce un spasm vascular generalizat și acționează și direct asupra vaselor inimii și, de exemplu, dacă un pacient tânăr de 29-30 de ani avea o zonă cu 50% îngustată din cauza unei plăci aterosclerotice, această zonă în combinație cu un spasm vascular sau chiar și fără ateroscleroză, un spasm vascular mai pronunțat induce un infarct miocardic și am avut așa pacienți și din păcate. Fumatul sau consumul excesiv de alcool? Da, consumul excesiv de alcool, fumatul, stresul care este cunoscut boala secolului și într-adevăr stresul în cea mai mare parte induce multe modificări metabolice care cresc și nivelul colesterolului, un nivel foarte jos de practicare a sportului, obezitatea, consum abundent de cafea sau de alte tonizante, toate acționează prin inducerea unui spasm vascular, prin eliminarea cât mai abundentă a adrenalinii, ceea ce agravează și mai mult suferința cordului și insuficiența cordului în alimentație cu sânge. Deci, infarctul miocardic intervine pe un fundal cumva, să spunem, propice. Asta înseamnă că el poate fi anticipat, înseamnă că pot fi efectuate niște investigații în prealabil pentru a preveni infarctul? Exact. Anume, prevenția oricărei patologie cheie succesul. De ce? Fiindcă un pacient care are o durere toracică legată cu efortul fizic. Orice pacient care simte oricare durere toracică, imediat, nu peste 2-3 săptămâni, o lună, două, să se adreseze, trebuie să se adreseze la medic. Și aici este vorba de acele controle medicale regulate pe care pacienții trec în toate țările
n-au dezvoltat. Nu contează ce vârstă are un pacient. Dacă are durere toracică, mai ales legată cu efortul fizic, e vorba de o durere toracică apăsătoare, arzătoare, anume retrosternală, care iradiază sau dă în mandiblă, în umăr, în abdomen, da? Imediat pacientul trebuie să se adreseze la medicul său de familie, la medicul cardiolog sau să solicite serviciul medicin de urgență. Cum se manifestă infarctul miocard? Pentru că e foarte importantă intervenția imediată. Absolut. Și primele măsuri care se iau. Cum trebuie tradus? În termeni practici, în condițiile în care eventualul pacient încă n-a ajuns să consulte un medic. Da. Aveți perfectă dreptate. Este o situație în care trebuie să acționăm acut, urgent. Avem la dispoziție doar aproximativ cel mult 2 ore ca să intervenim rapid și salvăm această parte a inimii a cărui artieră a fost blocată. În caz contrar, ea va muri și pacientul, în cel mai bun caz, va fi invalidizat prin faptul că nu va mai avea acea capacitate de efort și acea rezistență la efort fizic pe care o avea. Deci, cum se manifestă acest infarct? Fiind o catastrofă, un eveniment acut, se manifestă de asemenea catastrofal. Durere toracică, nouă apărută sau mai prelungită ca de obicei. Apare spontan? Poate apărea spontan sau poate fi precedat de anumite episoade de dureri mai prelungite la pacienții care deja sufereau de dureri retrosternale. Deci este o durere apăsătoare sau arzătoare. Mulți pacienți menționează ca și cum ar arde un foc în torace, da? În regiunea inimii. Și e important de a menționa că nu este vorba în majoritatea cazurilor de o durere precordială, unde arată majoritatea pacienților în regiunea inimii. E vorba de o durere retrosternală, o durere după os, așa cum spunem noi, în piept. Deci această durere, cum am spus, poate fi locală, statică sau poate iradia. De obicei iradiază în mâna stângă, în umărul, în brațul, antebrațul stâng, ultimele 2 degete a mâinii stângi sau în mandibulă sau în epigastru. Sunt infarcte de miocard cu o evoluție atipică. Sunt acelea care, spre exemplu, evoluează fără durere, dar cu apariția unei dispnee, unei înădușeli, cu apariția transpirațiilor reci, cu pierderi de cunoștință, cu o slăbiciune marcată și e vorba de obicei de pacienții în vârstă mai înaintată sau cei care suferă de diabet zaharat. Și n-ar trebui să așteptăm să apară foarte multe cazuri de simptome despre care vorbeați până să mergem la medic? Și unde ar trebui să mergem în primul rând? La ce instituții specializate sau alte centre de profil? Deci, foarte important ca să cunoască toată populația, de orice vârstă, fiindcă toți avem părinți, bunei, rude, mai, de o vârstă mai înaintată, unde să se adreseze în cazul unei dureri toracice. Deci, orice durere toracică, dacă ea a apărut brusc, pe neașteptate sau după un efort fizic mai prelungit, care vedeți că durează mai mult de 10-20 de minute, imediat trebuie solicitat serviciul medicină de urgență. 903. Deja ambulanța, echipa cardiologică sau echipa generală vine cu utilaj special electrocardiograf, care nu întotdeauna, iarăși, cardiograma demonstrează un infarct de miocard, dar reieșind din clinica pacientului, din acuzile lui, reieșind din modificările, prezența acestora sau lipsa acestora pe electrocardiogramă, această echipă de salvare va decide în ce instituție se transporte pacientul. La moment, în țară avem 2 centre de infarct miocardic, sau mai bine spus, deja 3 centre de infarct miocardic specializate și în cazul suspecției la un sindrom coronarian acut sau care ulterior poate evolua într-un infarct miocardic, ambulanța va transporta pacientul de urgență la unul din centrele care este de gardă în ziua respectivă. Este important de a nu tărăgăna acest pacient, fiindcă majoritatea, 80% de pacienți se adresează fie la a treia, fie la a doua zi de infarct miocardic. Tardiv? A doua, a treia zi după? Exact. Avem doar 2 ore pentru a deschide acea artieră, a restabili fluxul de sânge spre acea parte a inimii care este bolnavă, inflamată și doar atunci putem vorbi despre un tratament modern, așa cum se face în toate țările nou dezvoltate, a unui infarct miocardic. Sunt măsuri care pot fi luate în condiții de casă
sau eventual la serviciu până să apară serviciu de urgență, până să intervină primul medic de gardă, eventual? Da, majoritatea pacienților care au fost salvați cu succes, sau care s-a restabilit cu succes fluxul coronarian, au fost acei pacienți care au rude au careva tangență cu medicina. Din ce cauză? Fiindcă majoritatea medicilor, majoritatea lucrătorilor medicali cunosc. Dacă ai o durere toracică cu suspecție la infarct miocardic, imediat pacientul ăsta trebuie să imobilizat în pat. El nu trebuie să se miște. Acestui pacient îi se dau, îi se administrează tablete de nitroglicerină sub limbă în poziție orizontală. Este posibil de administra până la 3 tablete de nitroglicerină cu interval de 5 minute între primiri și dacă vedeți că această durere după nitroglicerină nu dispare sau se ameliorează puțin, este un semn aproape cert, un semn de urgență că trebuie să solicitați salvarea. Unii mai administrează tablete de aspirină care de asemenea pot fi benefice într-o administrare cât mai precoce în cazul unui infarct de miocard. Totuși, în cazul unui infarct miocardic, este probabil cel mai indicat ca prim ajutor medical să fie acordat de un medic de oricare direcție medicală, exact, ar fi, pentru că de multe ori medicina casnică nu cred că e cel mai bun remediu în acest caz. Absolut. Iată de ce recomandăm imediat să fie apelat serviciul medicin de urgență, care vine destul de repede și acele 5-10 minute în cazul primirii unui apel cu durere toracică necesar pentru a deplasa echipa specializată la domiciliul pacientului este suficient pentru a salva pacientul. Ați menționat de câteva ori, de două ore, primele două ore importante. De ce tocmai aceste două ore? Ce se întâmplă în aceste două ore? Ce se întâmplă după aceste două ore? Deci, în aceste două ore, practic, zona respectivă de cord, a cordului, a cărui flux sanguin sau spre care fluxul sanguin este blocat, ea moare. Și nu mai are sens sau nu mai are acea eficacitate tratamentul invaziv a infarctului de miocard. Deci, dacă noi dorim să păstrăm această parte a cordului care este infarctizată, ea trebuie, în această parte a cordului, trebuie restabilit fluxul sanguin cât mai precoce. În caz contrar, noi restabilim fluxul sanguin, dar puterea mușchiului respectiv deja va fi limitată sau va fi diminuată, în dependență cât din masa cordului din regiunea respectivă a murit. Adică după cele două ore, partea inimii afectată nu mai poate reveni total. Ea își revine parțial, total în unele cazuri, în dependență de ce patologii mai suferă pacientul. De exemplu, dacă e vorba de un pacient obez, pacientul care a fumat mai multe țigări pe parcursul unei zile, pacientul consumator de alcool, pacientul care utilizează droguri sau cel care suferă de diabet zaharat, probabilitatea că această parte a inimii se va restabili integral este foarte mică. Dacă este vorba de un pacient tânăr cu un singur vas bolnav sau afectat de ateroscleroză, în acest caz avem un succes mai mare. Vom asculta pauză de publicitate. Reamintesc, invitatul acestei dimineți este domnul Mihai Tașnic, șef Centrul de Urgență MedPark, medic cardiolog și subiectul emisiunii, infarctul miocardic, aritmia cardiacă. Domnul Mihai, odată pacientul ajuns pe mâna sistemului de sănătate, care sunt primele investigații care se fac pentru a confirma sau pentru a infirma, da, eventualul infarct? Deci, în cazul în care avem o suspecție și un pacient cu suspecție la infarct miocardic acut, acest pacient trebuie să urmeze un protocol foarte bine determinat de diagnostic. Anume, instituția noastră are un protocol, asemenea protocol adoptat, și nu e suficient doar de a avea un protocol, este nevoie de a avea și mijloace tehnice de diagnostic. Cum am menționat, nu întotdeauna o cardiogramă poate să ne demonstreze un infarct miocardic. El poate fi unul ascuns în care cardiograma poate să nu-l vadă. În acest caz, analizăm un pacient clinic, analizăm electrocardiografic, analizăm în baza analizelor cardiace. Aceste analize, două analize cheie stipulate în literatură de specialitate în ghidurile europene, este troponina și creatinin fosfochinaza, fracția MB, așa spusă. În cazul în care aceste fracții, aceste analize sunt crescute, cu o clinică sugestivă pentru infarct miocardic, acest pacient urmează următoarele etape de diagnostic
diagnostic și tratament. De menționat încă ca centru de infarct miocardic se posede nu doar aceste analize, dar și accesul rapid de la un expres ECO, un UZI la inimă. Da? UZI-ul la inimă de asemenea poate demonstra anumite zone a cordului care au dereglări în contractilitate, care suferă în urma acestei ischemii. Deci, analizele, electrocardiogramă, UZI la inimă și clinica pacientului. Ele se fac obligatoriu fiecărui pacient odată ajuns într-un sistem, într-un centru respectiv? Într-un centru, urmează toți pașii? Da. Într-un centru modern, specializat, dotat, ele se fac obligator. După cum am menționat, este un protocol pas după pas pe care trebuie să urmeze medicul cardiolog de gardă în comun cu echipa de cardiologie intervențională, în comun cu medicul reanimatolog. Toți pacienții absoluți care nimeresc, spre exemplu, în centrul nostru de infarct miocardic, sunt abordați anume după standardul respectiv internațional. Toți absolut gratis pe poliță de asigurare. Deci toți cei care vin prin sistemul de urgență, în baza poliției de asigurare, pot beneficia de aceste investigații obligatorii și inclusiv intervenția. Da. Deci toți cei care vin pe serviciul medicină de urgență cu suspecție la infarct miocardic acut beneficiază absolut gratis de toate serviciile conform protocolului internațional de tratament și abordare a unui infarct miocardic. Există pacienți în cazul cărora se impune o intervenție chirurgicală și pacienți care nu presupun o intervenție chirurgicală. Tratamentul este diferit? Tratamentul este diferit și anume intervenția chirurgicală mini-invazivă este cheia succesului în tratamentul infarctului miocardic. Înainte, când Republica Moldova nu avea acces la tehnologii de genul coronarografie, da, sau angioplastii coronariene, pacienții erau tratați conservativ, medicamentos. O parte din ei se făceau bine, o parte din ei rămâneau cu careva dizabilități funcționale, o parte din ei decedau. Acum, de ce spunem două ore? Deoarece în aceste două ore noi avem posibilitatea să solicităm salvare, pacientul să-și dea seama că îl doare inima, să solicite salvarea, salvarea rapid să-l transporte la centrul de infarct miocardic, medicul cardiolog de la centrul de infarct miocardic rapid să pună diagnostic și dacă e vorba de un infarct clasic care se vede pe cardiogramă cu clinica respectivă, pacientul imediat, practic, se ridică în sala de angiografie, în sala de cateterism cardiac. În această sală deja medicii cardiologi intervenționaliști, medicii specializați în cardiologie intervențională, prin tehnologii moderne de scoaterea trombului sau de restabilirea fluxului sanguin prin arterele coronare, vor restabili acest flux, vor efectua întâi prima etapă de coronarografie prin care printr-un vas a inimii cu un cateter se ajunge până la inimă, printr-un vas a corpului, îmi cer scuze, cu un cateter se ajunge până la inimă și aici se dă drumul la o substanță de contrast care se vede sub razele rentgen. Noi puteam vedea acea arteră mică sau de un calibru mai mare a inimii care este blocată. După aceasta, cu ustensile și mai mici, și mai mici, se introduc aceste ustensile prin cateter până la inimă și se extrage acest tromb sau se umflă un balon care restabilește fluxul prin vasul respectiv sau se instalează un stent, o plasă din metale solide, un stent simplu sau un stent medicamentos care restabilește diametrul vasului, restabilește luminul vasului și respectiv se restabilește și fluxul de sânge prin arterele respective. Deci asta este o tehnologie contemporană care salvează viața pacientului. În cazul în care acest pacient nu se reușește să se restabilească prin metode mini-invazive circulația coronariană, acest pacient imediat trebuie supus intervenției cardiochirurgicale de bypass. Șuntare, așa zisă. Intervenție invazivă prin deschiderea cutiei toracice și în acest moment este foarte important ca acest centru de infarct miocardic să aibă un backup sau să aibă un spate asigurat de cardiochirurgi care sunt permanent de gardă. La momentul de față doar centrul nostru are o asemenea infrastructură dezvoltată, când sub un acoperiș avem și medic cardiolog terapeut și medic cardiolog intervenționalist și un cardiochirurg. Eliminați mai sus aceste tehnologii și mă întrebam cât de racordați suntem la cele mai noi inovații în domeniul intervențiilor respective care țin de infarctul miocardic, racordate la
tehnologiile din târg, eventual cele din Europa. Nu știu dacă ajungem și mai departe. Deci, ca și tehnologii și tehnici de intervenție. La moment suntem absolut specializați, racordați la aceste tehnologii europene, americane, activăm doar în baza ghidurilor europene, de societăților europene de cardiologie și americane de cardiologie. Suntem dotați cu tehnică de ultimă generație, nu avem probleme în domeniul respectiv. Ele, aceste tehnici moderne sunt și costisitoare, presupun niște intervenții. Exact. Și nu totdeauna aceste centre își pot asuma aceste cheltuieli și pot fi pregătite cu tot utilajul necesar. De aici uneori diferența între instituțiile de stat și cele private. Dar aceste investiții se fac și în funcție de disponibilitatea de a recupera probabil în timp și întrucât pacienții pot veni cu poliția de asigurare, dar trebuie să reamintim, pot beneficia de aceste servicii doar dacă vin prin sistemul de urgență sau prin recomandare. Doar prin sistemul de urgență, dacă vorbim de un infarct miocardic acut sau în cazul în care vorbim de un pacient la care noi dorim să punem diagnosticul de afectare aterosclerotică a vaselor, da? Să preîntâmpinăm un infarct miocardic acut, aici intervine cea mai mare problemă a țării noastre, de a preveni o patologie. Un sistem trebuie de dezvoltat, un sistem pe care pacientul cu durere toracică, care undeva în raion face careva teste, ca electrocardiografie, testul de efort, UZI la inimă, da? Sau în Chișinău. Și dacă se presupune că acest pacient are vase a inimii blocate sau afectate sever sau îngustate sever, da? Și este la un pas de infarct miocardic, la un pas de a dezvolta un infarct miocardic în viitorul an, spre exemplu, sau jumătate de an, acest pacient trebuie trimis la investigat mai sofisticate. Vorba de coronarografie diagnostică. Nu trebuie de făcut din coronarografie diagnostică o procedură tabu, da? O procedură care se face doar rare ori. Într-adevăr, coronarografie diagnostică are anumite indicații, dar pacienții care se presupune o afectare a vaselor inimii trebuie să treacă această procedură. Și anume, procedura asta scoate în evidență acele zone de îngustare, 75%, 90%, un pas încă și face pacientul infart. Imediat încolo se intervine cu aceeași plasă metalică, același stent simplu sau metalic sau medicamentos, se deschide fluxul coronarian și pacientul începe să trăiască cu o nouă viață. Nu mai este limitat în efort fizic, nu mai are dureri retrosternale și, cel mai important, nu se invalidizează, deoarece nu va dezvolta un infarct miocardic. Deci controlele medicale profilactice de un complex de specialist, terapeut, endocrinolog, cardiolog, test de efort, electrocardiogramă, UZI la inimă și, în final, coronarografia este cheia succesului care va prelungi viața unei populații și va reduce rata infarctului miocardic. Deci japonezii de ce trăiesc aproape 100 de ani? Nu de ce că consumă pește roșu, da? Sau, deci asta este succesul. Și de asta. Și asta, da? Dar nu doar. Și își mai elimină stresul, da? Bătându-o păpușa șefului la locul de muncă. Deci ei trăiesc mult și de ce? Că la o anumită etapă a vieții aproape 60% din populație realizează studii sau studiază propria sănătate. Pun diagnosticul precoce și intervin în caz de necesitate. Da. Vorbim și de cultura de a merge la medic și de a merge în termenii exacti. Sigur că și medicul, recomandarea medicului este foarte importantă, dar și la conștiința omului este la fel de important să ajungă această informație de a merge la medic. Odată la cât timp ar trebui făcute investigațiile, dacă e să vorbim de investigațiile cardiologice? Deci dacă e vorba de un pacient asimptomatic, tânăr, da? Peste 40 de ani. Acest pacient trebuie să facă controle complexe medicale odată în an. Dacă e vorba de un pacient cardiologic care are careva patologie deja cunoscută, cel puțin odată în jumătate de an. Și aici vreau să menționez că orice pacient are drept să se adreseze în acea instituție în care pacientul solicită. Orice pacient are drept la două opinie. Dacă pacientul vede că medicul sau instituția care îl tratează, deci pacientul nu beneficiază prin careva ameliorare a stării sale de sănătate, pacientul trebuie să insiste să treacă careva investigații mai complexe, anume pe poliță de asigurare sau contraplată în mod privat deja în oricare alt centru.
Deci, a doua opinie nu este o crimă de a obține de către pacient. Pacientul este în drept să lupte pentru propria sănătate. În caz contrar, nu va suferi instituția care l-a tratat, dar va suferi însăși pacientul dacă va dezvolta un infarct de miocard. Vorbeați la începutul emisiunii despre cauzele care duc spre un infarct miocardic. E modul nesănătos de viață, da. Alimentația, stresul. Bine, cu modul nesănătos de viață, oricare dintre noi ar putea lupta la un moment dat. Ce facem cu stresul? Pentru că el e prezent într-o leu, în stație. Dar nu se transmite prin tusă, la nu? Supermarket. Exact. Și ce facem cu el? Deci, într-adevăr, există două categorii de factori care vor progresa și vor genera o patologie cardiovasculară. Factori nemodificabili și modificabili. Dacă vorbim despre factori nemodificabili, vorbim de un bagaj genetic cu care vine acest pacient, bagaj genetic care s-a transmis de neam în neam, o predispoziție la colesterol înalt, o predispoziție la obezitate, o predispoziție la tensiune înaltă, da? Cu acești factori nu putem lupta, dar și aici deja, conform prin metode moderne de tratament, ele pot fi ținute la un anumit nivel. Factorii modificabili sunt păcatele noastre de zi cu zi. E vorba de fumatul. Deci reducem fumatul sau îl abandonăm treptat. Este vorba de consumul de alimente grase, da? O mâncare nesănătoasă. Sau nu e vorba de consum de alimente grase, dar o alimentație neregulată în care predomină mai mult glucidele, da? Deci este vorba de alimentația unui tânăr contemporan. De aici, de la o gheretă, e ceva rapid să mănânce și este fericit că este sătul. Treptat, acest mod nesănătos de viață va genera hipertensiune arterială, diabet, zahărat, ateroscleroză, în final, un infarct, da? Sau un ictus, fiindcă ictus e același infarct, numai că la nivel de creier. Deci, consumul de alcool sau consumul de substanțe tonizante, care de asemenea induc spasmul vascular. Sau este vorba de consumul de substanțe stupefiante care induc spasmul. Ele toate trebuie abandonate. Sedentarismul, practicarea cel puțin a 30 de minute pe zi a sportului, va reduce și nivelul tensiunii arteriale, va reduce nivelul colesterolului, va crește rezistența inimii la efortul fizic. De asemenea, consumul de fructe și legume, fibrele vegetale, vor preîntâmpină o mulțime de boli, inclusiv și progresia colesterolului. Stresul, boala secolului. Deci stresul se reduce prin practicarea sportului, prin emoții pozitive, prin alternarea unui regim corect de muncă și odihnă. Și prin mărirea lefii. Și prin mărirea lefii. Mărirea lefii va genera un consum mai abundent de alimente, din păcate. Și aceasta de asemenea. S-ar putea să aibă efectul invers. Efectul invers. Da, luăm o scurtă pauză de publicitate, după care o să vă vrem ocazia să oferiți și întrebări domnului Tașnic la același număr de telefon 270-350. Toate astea după publicitate. Așa cum v-am promis, în această a treia parte a emisiunii, o să vă oferim ocazia să adresați și întrebări sau să adresați întrebarea medicului domnul Mihai Tașnic, medic cardiolog, la numărul de telefon 270-350. Probabil că e cineva la telefon, o să vă rog să puneți căștile domnul Mihai și să încercăm să testăm prima întrebare. Vă reamintesc și subiectul dimineții, infarctul miocardic. Bună dimineața și cu cine suntem? Alo! Alo? Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Noroc! Bună dimineața! O întrebare la domnul doctor. Spuneți! Cu inima mai de mult bolesc și de vreo 2 ani urmă m-am luat salvarea și am stat la centru cardiologic. Acolo au făcut investigații la inimă și au spus că trebuie operație, făcut triburi în coronare. Și trebuie operație. Și nu știu, la medicul de familie merg de familie și la cardiolog la noi. Când dă numai nitroglicerină și digoxin. Dar eu mă nedesc cu totul de acum. Întrebarea este dacă trebuie sau nu trebuie să faci intervenție, așa înțeleg. Intervenție cred că trebuie, dar din sat de aici, din Chișinău, de la policlinic, nu ne dau nouă nicăuri strihe. Cardiograma și atât. Am înțeles. Aveți poliție de asigurare? Avem, da. Însă pensionară. Am înțeles. Multă sănătate? Mulțumesc. O întrebare. Spuneți. De polița de asigurare, operația merge tot cu contraplată, da?
Deci. Depinde și aici sunt nuanțe. Da. Mulțumim pentru întrebări. Noi o să încercăm cu domnul medic să oferim și un răspuns sau câte un răspuns pentru fiecare din cele două întrebări. Da, este din păcate o situație mai puțin fericită în care pacientul află că trebuie să-i se realizeze intervenție cardiochirurgicală. Deci studiile au arătat că dacă faci unui pacient coronarografie și vezi că acest pacient are indicații pentru intervenție cardiochirurgicală, înseamnă că acest pacient trebuie să realizeze intervenție cardiochirurgicală, deoarece supraviețuirea și evoluția ulterioară acestui pacient este mult mai benefică dacă el are intervenție cardiochirurgicală și îi se face această operație. În cazul în care pacientul refuză, se poate acestui pacient depus mai multe stenturi, dar iarăși vă menționez că aceste stenturi trebuie să fie medicamentoase în multe situații și ele nu îmbunătățesc atât de bine ca o operație supraviețuirea și evoluția unui pacient. Este vorba anume dacă pacientul are intervenție, indicații pentru intervenție cardiochirurgicală. În cazul în care, deci dacă ne referim la a doua întrebare, cât de mult acoperă polița de asigurare intervenția cardiochirurgicală, nu pot să vă răspund. Este vorba de o parte deja mult mai vastă pe care o abordează chirurgii cardiaci. Mai e cineva la telefon? Da. Să vă rog să vă luați căștile. Bună dimineața, cu cine suntem? Alo, bună ziua. Da, bună ziua. Am o întrebare la domnul cardiolog. Da, spuneți, vă rog. Eu vreau să-l întreb dacă se poate. Sigur că da. În 2006 am făcut coronarografia în Spitalul Cardiologic, Institutul Cardiologic. Și am fost îndreptat la operație. M-auziți? Da, 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 spuneți, noi vă auzim perfect. Da, și ne-au dat și discheta de la coronografie și a fost fișorii mei la atunci era centru de chirurgie a inimii în clinica republicană acolo. Așa? Și ei m-au sfătuit ca să asta era în iunie, erau căldurile mari. Și m-au sfătuit că să fac în septembrie operația, ca să fie mai răcoare și căldurile mari nu permiteau. Da. Eu avem și diabet zahărat și costul operației era foarte mare și eu n-am mai făcut operația, că n-am putut să adun atâta bani. Am înțeles. Și întrebarea? Și vreau să-l întreb, după atâta timp, se poate de făcut operația și cât ar costa e? Mulțumim pentru întrebare. Mulțumesc. Vă urăm sănătate și o zi bună. Iarăși ne pălim de aceeași problemă. După atâta timp, este important de a repeta coronarografia pentru a vedea care este volumul intervenției cardiochirurgicale. Și dacă se confirmă diagnosticul? Eu deja s-a confirmat dacă au fost indicații pentru operație, dar a trecut mai mult de jumătate de an, s-ar mai putea închide încă vreun vas sau gradul de îngustare ar crește, încă ar progresa, deci e nevoie de o coronarografie repetată preoperatorie și după aceasta operația. Coronografia trebuie făcută la recomandarea medicului de familie sau cardiologului? La recomandarea medicului cardiolog cu îndreptarea despre care ei cunosc, forma 027E, la centru care deține asemenea tehnologie. Vă reamintesc numărul de telefon 270-350. Dacă reușim în cele două minute rămase să mai prindem o întrebare, eventual și un răspuns de la domnul doctor, sau ceva pe final, pentru că am tot vorbit în această dimineață despre infarctul miocardic, în general, cât de complexă este recuperarea? O întrebare crucială în evoluția acestui pacient. Dacă instalăm la asemenea pacient un stent, o plasă metalică, și dacă pacientul zi de zi nu primește două preparate, așa zis, aspirină și în țara noastră clopidogrel... Toată viața? Sau, deci sau este doar o perioadă. Dacă e vorba de stenturi metalice, e vorba de cel puțin 6 luni, dacă e vorba de stenturi medicamentoase acoperite cu medicament, cel puțin 12 luni. Dacă un pacient nu primește aceste medicamente în regimul strict, neîntrerupt, prescris de medic, pacientul are toată șansa de a deceda din cauza unui infarct miocardic repetat. Deoarece aceste stenturi sunt plase metalice străine organismului și organismul întotdeauna va tinde să le astupe cu trombe.
da? Să le neutralizeze. Din cauza asta, o conduită corectă de administrare neîntreruptă a medicamentelor menționate plus alte prescrise de medicul cardiolog este cheia succesului. Practicarea efortului fizic, modificarea stilului de viață prin limitarea consumului de grăsimi animale și creșterea celor vegetale, da? Este cheia succesului de evoluție benefică acestui pacient. Un pacient cardiovascular este pacientul care permanent trebuie să interacționeze cu medicul cardiolog. Nu văzut o dată în lună, da, și după aceasta pacientul dispare că nu se mai adresează la medic sau abandonează tratamentul din cauza că pulsul este mai mic sau tensiunea e mai mică. Deci, este o problemă de sănătate, te-ai adresat medicului cardiolog. Numai așa va fi un succes după infarct. Domnul doctor, cred că mai avem o întrebare. Încercăm. Poate da, și reușim. Bună dimineața! Bună dimineața! Eu care am sunat. Da, spuneți, vă rog. Vreau să întreb, domnule, dacă poți fi adresat la Medpark unde la recepție de programat la medic oricum. Da, am înțeles. Mulțumim pentru întrebare. Tocmai ce vorbeam și un pic mai sus, nu se poate veni doar pe cont propriu. Dacă vreți să beneficiați de servicii în baza poliției de asigurare. Exact. Și nici dintr-o proprie intenție, chiar dacă asta înseamnă un control în prealabil, preventiv eventual. Deci un pacient care dorește o consultație medicală, da, din cont, din propria inițiativă, el se adresează ca la un spital, de exemplu, la instituția noastră, ca la un spital privat, achitând costul consultației. Sau, dacă este vorba de coronarografie, ea se efectuează gratis, angioplastie se efectuează gratis, stentarea respectiv se efectuează gratis, dacă pacientul vine țintit pentru aceste două proceduri, da, cu îndreptare de la medicul cardiolog din raion. Mulțumim frumos pentru informație. Întotdeauna sperăm foarte utilă și foarte binevenită ca și informație generală. Nu neapărat dacă am fi din domeniu. Vă reamintesc că invitatul emisiunii a fost domnul Mihai Tașnic, șef Centrul de Urgență Medpark, medic cardiolog. O zi bună și multă sănătate! O zi bună, mulțumesc! Pe mâine dimineața! Hai.